avem deschisă prezenta ședința Consiliului Local. La prezenta ședință, după cum ați bine observat, participă televiziunea Exclusiv TV. Și pentru că ne lipsește președintele de ședință, era la a treia lună a dumneaei, o să folosim articolul 47 aliniatul 3 din Legea Administrației Publice Locale și o să propunem consilierul local ca să numească din rândul acestora un alt președinte de ședință pentru această ședință, pentru a conduce. Nu vă rugăm, faceți propuneri. Da. Nu, că se socotește 3 luni, deci nu 3 ședințe, pentru o lună poate fi extraordinar. Da, domnul zice primar, 7 din noapte, început să ieși și da. Dar mai ai 2 luni, tot de acum. Păi nu, dar nu poate să bage că trebuie să... Ce vrem? Vedem, o să propuni și să vedem dacă e de acord Consiliul Local. Nu, propune. Dar nu suntem de acord, dar... Domnul Boric, o invocată chestie? Nu să fie de acord. De ce nu e de acord? Vedem, nu votăm. Nu trebuie să votăm pentru asta. Da, ce întrebi de acord? Propune. Vreau propus pe domnul Budaca. Domnul Traitor a propus pe domnul Budaca. Da. Nu e ce de acord? Asta mă. Privind desfășurarea ședinței ordinare a Consiliului Local Asun, ziua de 26 ianuarie 2017, pe ora 14. După cum... Nu am voie ce să iau la ședință. Am desfășurat. Da. Am constatat eu majoritatea. Este supus avem 3 ședințe, 2 ședințe extraordinare și o ședință ordinară. Ați avut procesele verbale, dacă aveți ceva amendamente la procesele verbale, le-ați avut în mapă și pe site. Supunem la vot. Ceva? Dacă nu supuneți la vot, trebuie să supunem la vot proces verbal la ședința anterioară. Da. În continuare dăm ordinea de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei ce va reprezenta OAT Comuna Asău, mai bine zis Comuna Asău, așa, la licitația publică organizată în scopul achiziționării imobilului complex comercial Asău și aprobarea plafonului maxim privind prețul de achiziție al imobilului. Inițiator, domnul viceprimar. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență, a altele decât cele stabilite de articolul 28 din legea 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, primarul. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul 2 al anului 2016. Inițiator, primarul. La 4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Asău privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2017. Inițiator, primarul. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Bacău. Inițiator, primarul. Proiect de hotărâre la 6. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Asău cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județeană Bacău. Inițiator, primarul. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Asău în anul școlar 2016-2017. E greșeală. 2017-2018. L-au trecut. Proiectul de hotărâre este bine. Acolo e greșeală. 2017-2018. Deci pentru anul. Inițiator, primarul.
Proiect de hotărâre privind primirea municipiului Onești în calitate de membru al Asociației Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și al statutului acestuia privind, așa, inițiator primarul. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării Comisiei Locale de Apărare, de Comisii Locale de Ordine Publică a Comunei Asău, inițiator primarul. Aici am înțeles la astea că nu sunt de competența Consiliului Local, proiect de hotărâre privind planul de pază al primăriei a său. Se vor discuta? Proiect de hotărâre la 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază al transporturilor locale de valori monetare aparținând primăriei Comunei Asău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pregătire profesională și de specialitate a personalului poliției locale Asău, inițiator primarul. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor unde contravenienții pot presta activități în folosul comunității, inițiator primarul. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor în vederea atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privată a Comunei Asău, inițiator primarul. 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor în vederea atribuirii contractelor de închiriere pentru bunuri proprietate privată a Comunei Asău, inițiator primarul. 16. Probleme diverse. Da. Mai este o... Da, va fi luată prima. Da? Da, asta e ordinea de zi. Da, să punem la vot programul. Mm-hmm. În mapa de ședință ați avut o cerere depusă de către Sece Stratel. Am propune să fie luată aici, da. Original. Da. Să fie discutată pentru început. Subsemnatul Alba Ardeleanu Costel din Comuna Său Straja, SC Stratel, cu același domiciliu, va aduce la cunoștință următoare. Societatea are un punct de lucru în Cătunul Cărunta, aparținând Comunii Său, cu profil de activitate piscicultură și cazare turistică. Calea de acces pe acest punct de lucru se face prin drumul comunal Ciobănuș-Ofa. Acest fapt rezultând din monitor oficial al României, hotărât de guvern 1347 din 2001, din data de 5-6-2006. Hotărât de guvern, da. În acest moment, acest drum este administrat de Direcția Silvică Bacău prin Ocolul Silvic Ciobănuș. Sunt foarte nemulțumit de modul în care drumul este administrat și reparat în perioada ultimilor 2 ani. Întreținerea a fost făcută foarte sumar. Acest lucru determină accesul acestui în drum este foarte dificil. Cu această problemă vin în fața dumneavoastră pentru clarificarea situației de a se afla cine este proprietarul acestui drum, așteptând un răspuns în scris. Da. Nu am și avea nicio opțiune că să fie a primăriei sau să fie a ocolului. Nu toți cineva să răspundă de el. Deci nu că aș avea o opțiune că să fie a primăriei sau așa. Acolo în zona Căronta e zona intradelană. Ofa fiind zona intradelană aparțând Comunii Asău. Dumneavoastră decideți să hotărâți. Vreți să-l luați în toțăliți în continuare. Așa nici ocolul mă gândesc cu siguranță. Dacă nu sunt proprietari, îi tot mă aburește că face proiect, a făcut proiect, este proiect, nu a aprobat, că nu știu cum. Mă îndoiesc că se poate face un proiect pe drumul ăsta dacă ei nu sunt proprietari. Cedați-l într-o formă sau alta la Direcția Silvică și cineva să se ocupe de el. Sunt un contribuabil al Comunii Asău și îmi pare foarte rău. Cu taxele și impozitele la zi, vreau să-mi desfășor și o activitate. Nu pot. Îți văd un vid de toate și din timp de iarnă, de zăpezării. Nu se face, domnul primar, sunteți martor, nu? Da. Ce-ați pățit când ați fost cu filmarea? Da, lângă aură. Păi, e posibil așa ceva, chiar ne bate în joc. Vrem și noi să ne promovăm Comuna Asău. Cum ne promovăm?
Noi am fost la acolo Silvic Ciobănuș împreună cu domnul Vici, am stat de vorbă cu domnul inginer. Lecția, idee, o știți, ei au în administrare atât pădure cât și drumul, noi avem monitor oficial. Facem demersuri la direcția silvică să vedem cine răspunde, pentru că direcția silvică e ordonator de credit, ea are tot. Ei spun că au în amenajamentul silvic atât pădurea cât și drumurile adiacente. Domnul primar, eu știți prea bine problema cu amenajamentul silvic. Eu am avut un proces pe rol cu direcția silvică Bacău și atât au invocat problema asta. Amenajamentul este un studiu de amenajare al pădurii. Deci sunt niciun chip nu poate. Au ce au pe acolo aburieni, dar mă îndoiesc că au o hârtie mai beton. Deci aș vrea rugăminte la Consiliul Local să-l cedieze, domnule, dacă nu și gata. Pentru mine nu am niciun fel de opțiuni că să-l fie a primării sau a ocolului, să ia măsuri pe el. Suntem și noi acolo un cătun de locuitori, se întâmplă ceva cu noi, trebuie să vină la Arafat cu șenelata ca să ne scoate de acolo. Nu se face de zăpezări, nu se face nimic acolo. Chiar de în ultimii 2 ani au fost bătaie de joc. Dacă se poate, știm cazul și l-am discutat de mai multe ori, domnule. Au fost demersuri în sensul ăsta, chiar dacă a spus că nu și noi am mai discutat. Mi s-au respins. S-a spus categoric, drumul este drum comunal. Când doamna secretară știe, când a fost acel proiect de hotărâre în 2009 sau 2010, prin care s-a spus clar, drumul este al nostru. Nu văd care, pentru ce intrăm în discuția asta, că trebuie să-i întrebăm pe ei sau să ne întrebăm. Nu avem pentru ce, atunci trebuie să ne cerem voie de la acolo, Silvic, numai să termin ideea. Da. Atunci ne cerem voie de la ei și când intervenim pe uliță Sătească și pe Valea Săului. Păi dar ei cu treaba lor, pentru că ei nu ne întreabă pe noi când își fac amenajament sau mărcătură sau ce își fac ei în domeniul lor, în fondul forestier. Așa cum nici noi treaba lor sau noi nu trebuie să întrebăm pe ei ceva despre drumul ăla. Am înțeles că ei au strâns o sumă de bani, a taxe de peaj, pe un drum care ne aparține nou. Și în același timp nu face nimic pe el. Taxa a luat întotdeauna. Păi de ce o ia dacă nu este al lor? Pentru că ei motivează că la o administrare... Cine l-a dat în administrare? Deja e declarat la Ministerul Finanțelor Publice, că altfel orice repară investiții... Domn primar, hai să facem un demers ca să intru în curte la asta, nu mi-a terminat de aceea. Facem un demers. Dar asta, ei motivează, domnule, noi la verde din 1950 cine l-a dat lor, că la în administrare, nu l-a dat nimeni, domnule, de când e pădure... Poate așa la secretar. Primele amenajamente, ascultați-mă, atunci de ce mă mai întrebați? Păi de primele amenajamente au început în 1950. Ei de atunci îl au în amenajamentul silvic. Bun, una. A doua. Prin, dar v-am mai explicat că în 2001, sau încât e, doamnul... Nu, cert este că astăzi este în inventarul comun al său. Intrăm în polemică, dacă ne ducem spre altă discuții, că nu, vrem... Domnule, nu mă duc, dar trebuie atunci să facem o corespondență cu ei, trebuie să ai o hârtie. Nu poți să te pui stăpân pe unul altuia. Orice litigiu... Orice litigiu, încerci pe calea mea. Nu este un litigiu. Ba este, să vă spun aici. Nostru. Domnule, scrie în inventarul domeniului public că anul dobândirii 1983, vă rog să scoatem un document de unde am dobândit noi acest drum, în 1983. Dar nu astăzi, legislația în vigoare ne spune că drumul este al comunei. Și ce propuneți? Că nu avem ce discuta cu... Cum să mai domnule, dacă el îl folosește și îl are în administrare? El folosește, să ne plătească că îl folosește. Să ne dea banii care i-a strâns din taxa de peaj cu anii în urmă. Trebuie să facem adresă. El al nostru. Mâine dimineață facem adresă. Vreau să notez, doamna secretară, că am discutat de foarte multe ori despre drumul ăla. De foarte, foarte multe ori. Și același răspuns a fost. Nu, noi nu cerem un răspuns de la nimeni. Atâta am cerut în Consiliul Local să-l stăpânim, să ne-l asumăm. Drumul ceala nu-i prins în nomenclatorul drumurilor. Așa cum a fost pus în, primar, atunci... cum a fost pus în inventarul domeniului public, eu cunosc motivul. Era vorba de... Dar nu credeți că face obiectul unei anchete, de ce dumnealor... Ei de ce casează bani pe un bun care nu le aparține? Dar nu mă înțelegeți că el au un amenajament, l-au declarat la finanțele publice. Orice reparație atunci, mai mare, trebuie avizul direcției finanțelor publice. Adică noi ne ducem la ei, care suntem proprietari, da, să le cerem voi. Dar ei când l-au declarat în ce l-au declarat, numai un pic, ei și-au cerut voie de la noi, știind că nu sunt proprietari. Dar nu voie, că ei vin cu drumul ăsta de când... Nu, domnule, nu vin din nicăieri. Legislația de astăzi, de la data de 2006, când e hotărârea, când parcă așa scrie, este al nostru. Deci sunt la 2006... Este publicat în monitorul oficial și noi suntem proprietari. Cum adică noi ne cerem voie de la ei? Ședința de Consiliu din decembrie, de a stabilit taxele și impozitele.
Da. Am stabilit ca să instituim o taxă pentru accesul pe acel drum. Da. Și care s-o colectăm noi și n-am luat nicio măsură. Părerea mea că trebuie să... Păi n-am luat nicio măsură că... Păi colectează ei taxa. Păi ei taxa, de ce s-o ia ei? Doamne, dar trebuie avut o discuție cu direcția Silvic, că putem să ne ducem aiurea așa. Uitați, dar dumneavoastră hotărâți, puniți taxă, da, punem oamenii acolo. Noi putem face o altă secretă cu poporul Silvic, că de nu, către direcția Silvic. Sau direcția Silvic, de astăzi înainte, nu mai taxați. Taxează Consiliul Local. Asta da, dimineața a fost. Noi suntem în proprietate. Dar nici nu știu cine l-a dat voie să taxeze. În baza la ce documente discutăm noi în speța asta? Monitorul ce? Monitorul, hotărârea de guvern, este aia care prevalează tuturor intereselor. Noi ce discutăm acum? De Ocolul Silvic, cum e făcut și ce-a făcut, ce exploatează, care-i treaba cu lemnul acolo și cine l-a mai meserit pe ăla? Problema este, spune monitorul oficial că drumul ăsta este al comunei a său, pe ce temei legal discutăm de altceva? Ați, cine a dat atunci în cătunul ăla puzul de intravilan? În baza la ce l-a dat? Că e pe drumul forestier? Dar nu înțeleg, dar cine este Ocolul Silvic de ei exploatează? O să spun altceva, că n-a interesat pe nimeni de aici, că monitorul de atâta timp, da. N-a interesat drumul ăsta, nu s-au făcut demersurile. Cum face exploatare pe el? Și hai să mai lăsăm un pic amenajamentele astea, după care tot vă ascundeți dumneavoastră, domnule primar. Pentru că și pe apa Săului, de la brigadă la deal, tot Ocolul Silvic Comănești exploatează și îmbunătățește drumul. Pe partea Ciobănușului s-a făcut ceva? Din 2008 tot spuneți că Ocolul și-a făcut planuri de extindere, de proiecte de nu știu care. Ne-a arătat și nou un proiect al lor pus cu acordul dumneavoastră. Îi chemăm la... Nu avem ce chema, că eu nu mă duc să mă târguiesc acolo cu Ocolul Silvic. Dumneavoastră vă târguiți cu ei. Aici am hotărâri din Consiliul Local, am aici legea care sunt proprietatea publică și regimul juridic a acesteia, e publicat în monitorul oficial, drum comunal de 24 de kilometri, sau poate n-am citit ca lumea. De ce vorbim în propoziție noi? Facem cadou primului venit în comuna asta? Spune hotărârea guvernului că e drumul nostru, drumul nostru și am terminat, punct. A, ce vrem să-l dăm în licitații lor, să-l dăm în concesiuni, în administrare, să ne plătească bani pe el. Adică cum au venit, s-au pus pe proprietatea noastră, că el e Ocolul Silvic. Bașca că face și taxare și toate astea, ei cu toate afacerile lor. Oare asta nu interesează la nivel de vârf? Pentru ce stăm aici și pierdem timpul de vârf? Dar stăm împreună de 8 ani. Păi suntem împreună. Ce demersuri ați făcut dumneavoastră? Că v-am cerut de atâtea ori. Prezentați-ne un demers făcut. Că o să luăm, că o să facem scrisori, dar ce facem de dragoste aici? Ați fost la ei cu monitorul să le arătați de astăzi și cu legea 213. Asta este proprietatea mea și de astăzi trebuie să schimbăm regula. N-ați fost. Nu, mai am fost acolo. Unde-i documentul? Prezentați-ne un document prin care dumneavoastră ia să știți să scris, sau ei. O să facem scris direcții silvice. Domnul primar, eu vorbesc din momentul monitorului oficial, eu nu vorbesc de altceva. Poate mai bine îi facem o adresă către parchet să cerceteze cum ei au încasat pe ceva care nu le-a aparținut. Și cum ne constituim în asta, să ne cerem parte, să ne cerem bani. Pentru cu ce drept ei și-au trecut ceva. Atunci vreau să vorbim în lipsa lor, noi putem vorbi dar până cu oameni. Dar cine sunt ei, domnul primar, în cazul? La prima ședință, domnul Bobic, vă întreba, cine sunt ei? Între timp facem o adresă și chemăm aici la discuție. Domnul Bobic, vă întreba, cine sunt ei? Noi suntem proprietari, ei cine sunt? Ei sunt administratorii pădurii. Aduceți document, dar ce ne treabă administratorul, domnule, a pădurii cu drumul meu. Domnul Costel, ei n-au făcut lucrări pe drumul ăla cu 2, 3, 4 nu ani. Nu interesează. S-au făcut niște lucrări, nu știu, nici condiții, nici n-am mai deșurat. Nu interesează. Dar s-au făcut ceva cheltuieli cu el. Dacă nu era al lor, putea să-l facă, când vine curtea de conturi, le imputa banii. Am făcut cu ati, cu proiecte, cu ceva. S-au dus cu roaba și cu tâcâca, ca să mai poată merge camionul la Deaș la Vale. Deci nu au făcut nimic serios. Nu, pentru domnule, s-au dus și au făcut pentru ei. Hai, eu am fost de foarte multe ori acolo la Ocolul Silvic și m-am dus am nici la domn primar, știți, prezint domn primar, că am ani de zile când ies. Acum m-am hotărât, vă zic, până la urmă tot atâta, că doar am de suferit eu sunt care am în primul rând. Am venit cu hârtie oficială să văd și eu acolo drumul și când se întâmplă ceva, Doamne ferește, de un accident, să rupi câtul unul, ce facem? Până la urmă stăm și o eliberat o grămadă de hârtie de acolo, că e drum forestier, nu mai pot
s-a acoperit o grămadă de raduri, nu mă interesează ce-au făcut ei. Dar haide să, cineva să răspundă de el și să asume răspunderea. E a meu sau nu e meu? Este o dovadă clară. Nici nu știu. De atâtea ori am vorbit, cert este, domn primar, puteți să vă supărați. Nu ați vrut să ne-l asumăm. Nu știu care vine interesul, nu știu ce aveți, deci, dar noi avem legal, noi nu ne arată legea. Nu, păi asta e clar că aveți ceva, pentru că legal. Am cerut doamna secretară răspunde. Păi domn primar, vedeți, noastră, v-a spus că a scos 25.000 de metri cub pe acel drum. O taxă de pe aș 10 lei, ei au încasat 2 miliarde jumate. Oare asta nu e o fraudă? Ce fac cu banii aia? Cu ce drept o la banii aia? Adică noi nu ne constituim. Unde se regăsesc? Da. Unde se regăsesc? 2 miliarde jumate totuși. Haideți să luăm în calcul că o basculă de 30 de tone de piatră concasată dusă la locul faptei e 5 milioane, 500 de lei. Cât timp grămez am fi putut ridica drumul ăla? Dar asta e treaba lor. Nu e treaba noastră. Faceți plângeri. E treaba noastră că e al nostru. Că ia banii, că asta și ce... Dumneavoastră, dacă cineva vă intră în curte, așteptați-vă în cinu? Nu e adevărat. Pe mine nu mă interesează să fac cercetări, ce bani să scot și bani să bag acolo. Pe mine mă interesează că dumneavoastră, în calitate de primar, nu vreți să faceți demersurile legale, să aduceți drumul comunal acasă. Nu aveți niciun document, în afară de monitorul oficial care vin, cetățenii cu el bag seamă fluturând, nu aveți un document pe care spun, drumul ăsta e a meu, e drum comunal. Prezentați Consiliului Local, că n-ați vrut să prezentați de atâtea legislaturi, un document prin care prezentați drumul ăsta comunal. De atâția kilometri. Și nu ne mai spuneți nouă, odată ce este proprietate publică, în baza legii, scrie legea ce înseamnă proprietate publică, nu ați venit și spuneți cu amenajamentul? Și să ne ce treabă are amenajamentul una cu alta? Că vă întreb, în baza la ce s-o dat atunci aviz împus de intravilan la elicopter pe drumul ocolului Silvic, omul ăsta când s-a dus din primărie s-a eliberat intravilan aici, puzul. Acolo a fost un intravilan. S-a dus cu elicopterul sau mergea prin ocolul Silvic ca să-i plătească? Nu mi-a aprobat să construiesc acolo, zona intravilană. Ne ascundem după deze și după... În baza la ce ați eliberat puzul de aici? Dar nu-i vorba de pus, când s-a făcut pugul, am impresia, în 2000... Undeva acolo-i zona, deci, declarat zona intravilană. Undeva, acolo jucat. Păi jucat se poate, că n-avea drept de construit. În 2007. Păi nu, au dreptul de construit, cum să... Dacă nu au zona intravilană, n-are voie să construiați. Vezi, mai ceva? Adică poate trece foarte ușor și ședința asta, și nu trebuie să domnule, mi-am notat și încă un an de zile, pentru că să reglementăm. Ce întâmplător sunt de 8 ani de zile, discutăm problema asta, nu în fiecare lună, dar am discutat-o de 3-4 ori pe an. Și mereu v-ați estivat. S-a discutat acum, în ultimile... Nu, domnul primar, au fost discuții de mai multe ori. Mai are cineva ce a dispus? Mi-am notat, o să-i chem aici, îi fac adresa. Omul ăsta, când știi cum primești un răspuns, discuții, putem... Da, domnule, o să primească în urmă la asta, o să primească răspuns scris. Și întrebarea mea este, domnul Adeleanu, parcă ați zis, nu? Întrebarea mea este așa. De ce ați făcut dumneavoastră adresa către Consiliul Local? Am spus că e un grup mai mare de oameni și iau o decizie mai înțeleaptă, cumva. Cine este administrator? Am făcut la domnul primar. Azi am depus la domnul primar. Observ acum că s-a făcut la modă o chestie. Lumea se adresează Consiliului Local, nu se mai adresează primarului. Domnule, primarul reprezintă autoritatea în comuna asta. Dar dacă nu vrea de 8 ani... Noi venim, adică noi ce se întâmplă? Consiliul Local vine cu monitorul să-i spună primarului, domnule, ai drumul tău pe drum public, drum comunal? Păi, stați-o leacă, nu ne mai pricepem atunci, ori am confundat rolul. Da, oamenii caută să obțină un răspuns de undeva, domnule. Eu înțeleg că dumneavoastră, aș fi înțeles perfect, dacă dumneavoastră, nu, luați-mă așa, la modul prietenești. Dacă întâi ați făcut adresabilitatea către primărie, către primar, ca să vedeți de ce și cum, pentru că primăria v-a eliberat documentul pe care ați putut să construiți, și al doilea, în cazul de nerezolvare, să intervină Consiliul Local, mă rog, cu comisii, cu toate astea, să iau o hotărâre.
Atâta timp cât lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt clare, că e publicat în monitor oficial și dumneavoastră aveți document de construire acolo. E eliberat de primăria său. Păi nu mă interesează anul și cine a fost. E eliberat, aveți toate drepturile. Așa cum Ocolul Silvii nu are drepturi pe drumul ăla. Poate să vină mama amenajamentelor lor. Și cu toate câte le-au ei făcut, e trecut din 1900 și nu știu cât. Da, o hotărâi Guvernul României, așa se abedim și așa facem. În afară de asta ar fi bine ca oamenii ăștia să beneficieze de un drum corect care se poate deplasa. Stabilim, nici nu știu dacă avem ce stabili. Ne arată clar hârtiile, documentele că este al nostru. Și ar fi bine că acum mai e un pic de ea, a fost ieri, alaltă. Este un pic de pârtii, cum e zăpada. Și tot de bea mie și pe el. Când s-a dezghețat în primăvară, o lună, două, e gata. Dacă avem un plan de acțiune până atunci, odată cu dezghețul, să putem face ceva. Și acum sunt bucăți întregi de pot de gheață pe acolo. Nu se dă cu zbură, nu se dă cu... Da, nu știu acum. Deci ne mai mândrim cu păstrăvăria Cărunta, care o avem trecut când deschis site-ul primăriei, vedem păstrăvăria Cărunta, vedem ca punct de atracție, ca nu știu ce, când noi nu contribuim cu nimic. Nici la ceea ce ne este o obligație nouă ca să... Nu? Da. Domnul Costel, o să primiți răspunsul. Și mai mult ce pot să răspund decât... Da, eu vin cu întrebarea. Ce răspuns de Consiliul Local domnului? Că e adresat la ea către Consiliul Local. Noi ce răspunsul? Răspuns în următoarea ședință să vină de la Direcția Silvică, director, sau ceva, să vină aici să discutăm. Un răspuns fie de mâine ne-a pus treaba de pe drumul. Da, ce răspuns? Consiliul Local, ce răspuns? Eu vă propun un lucru. Consiliul Local ar putea să facă un singur lucru. Domnul Costel, ca și Consiliul Local avem o singură pârâie. Dacă domn primar e posibil să nu vrea încă 2, 3, 5 ani de acum să intervină pe drumul ăla. Nu avem ce ceri, știm că e al nostru, decât ne vine planul de investiții, ne vine bugetul, să, ca și Consiliul Local, să prindem în bugetul care o să-l aprobăm, o sumă de bani ca drumul ăla să se refacă, să se facă cât de cât accesibil și să ne recuperăm banii din taxe sau ce putem face. Eu aș propune altceva, întâi să luăm taxi Ocolului Silvic, că le exploate azi. Și să ne cerem banii aia, facem drum. Și să cerem și banii pe 2016, dacă se poate. Pentru că 2 miliarde jumate și o să luăm din urmă, că au cărat pe el. Și să vedem documentele lor de atestare, pe da, ce au ei putem, document care stă la baza... Putem deschide o acțiune în instanță, să vedem ce... Cred că asta ar fi prima. Da. Vină cu documente să facă dovada că ei sunt proprietari. N-are cum de mai facă dovada. Trebuie să stai de vorbă cu el care l-a avut și l-a adresat. Eu nu zic că trebuie să zicem... Eu nu spun că trebuie să vedem ce spune monitorul oficial. Eu nu zic că trebuie să spunem ce spune el. Dar trebuie o dată... Pentru ce, mă? Uitați aici, vă dau eu. Ca să stăm de vorbă, da. Sau mergem noi, doi și cu care vreți? Dar de ce nu vorbim cu mine? Dar de ce nu vorbim cu altcineva? Cu alt agent? Pentru ce vorbim cu ei că ne arată legea că e al nostru? Ne duce să ne rugăm de ei și să încurcăm lucrurile. Nu, trebuie să fim stăpâni și să ne-l asumăm. Ei nu au nicio treabă, n-au decât dacă ei au o problemă, să ne dea în judecată ei cu documente că le-am invadat noi proprietatea lor. Ceea ce nu o să întâmple. Faceți ei... documente și ceriți daune, da. Atunci o să ne constituim, o să facem un demers, dacă e nevoie, să vedem cum ne putem recupera banii. Atât putem face în relația cu Rom Silva. Nu să ne cerem scuze și să ne cerem voie să mergem pe drumul nostru. Ei să-și ceară și ei să plătească. Din punctul meu de vedere. Da. Trecem la următoarea. O să ținem cont la următoarea. Următorul punct. Proiect de hotărâre. Adică e primul punct. Primul. Constituirea comisiei ce va repartiza, ce va reprezenta comuna a său la licitația publică organizată în scopul achiziționării imobilului complex comercial și aprobarea plafonului maxim privind prețul de achiziție al imobilului. Pentru o mai bună transparență, noi am încercat... Da, zici. Proiectul este inițiat de către domnul viceprimar, da? Noi am încercat să facem o comisie, dar deja sunt numiți în proiectul de hotărâri primarul, viceprimarul și contabilul. Și am zis că
nu și are rostul să mai numim pe alții, doar să mai suplimentăm numărul de persoane. Eu am ceva de spus. Eu care de la început nu am fost de acord cu această investiție, că oportunitatea lui nu o clasează pe primul loc. Pe primul loc sunt cele două poduri luate de API 3. Pe primul loc e vorba de refacerea gabioanelor. Pe primul loc e vorba de refacerea drumului de la kilometru 1,5 până la 6 pe apa său. Și pe primul loc e acoperișul școlii de la apa său, care o putrezi și plouă în el. Și pe primul loc e WC-ul de la școala său. Și pe primul loc saltele care cetățenii asta așteaptă. Am spus că nu e momentul de asemenea investiții, întrucât și până acum am încăput destul în spațiul care suntem. E adevărat că mai incomod, mai nu știu cum. Și în condițiile astea, eu nu pot să accept să fac parte din comisia de licitație. Și nici nu mă puteți obliga. Domnul, pentru că la o asemenea, dați-mi voi, la o asemenea investiții, trebuia să vadă exact care-i starea lui, nu care e evaluarea economică, financiară, care o are lichidatorul. Trebuie văzut valoarea lui care este acum. Mai trebuie un studiu făcut, pentru că m-am consultat și eu cu el, factori de răspundere de la Bacău, din conducerea județului și Consiliul și alte instituții. Mai trebuie văzut cât costă ca să-l aduci la poziția care să fie o primărie. Și în condițiile în care toate aceste cheltuieli, cu expertize, cu nu știu ce, depășesc valoarea unei noi primării, construirii unui un nou local de primărie, nu știu cum o să fie, cine o să răspundă de cheltuie aceasta. O le-a avut un studiu, lasă-mă, nu știm cât depășăm valoarea. Studiul trebuie să îl facă lichidatorul, dacă vrea să îi se cumpere construcția. Pentru că în condițiile în care se va face o expertiză după ce se achiziționează și se va constata că nu ține rezistența sau nu sunt condiții în care să se transforme într-o instituție de primărie, în condițiile alea s-a făcut o cheltuială care nu trebuia făcută. Domnul primar, dacă dumneavoastră spuneți că asta e o valoare, nu? Edificiul ăsta și cu terenul aferent vis-a-vis de primărie în centrul comunei, doamne, dar nu mă puteți obliga pe mine. Dumneavoastră, dumneavoastră aprobați treaba dumneavoastră, dar dați-mi voie să vă aduc niște argumente. Dar dumneavoastră îmi spuneți că eu investiții proaste. Nu e proastă. Podul ăla de lărgit de la Nogea, cu 1,20 m, un pod de 7 m de lung, cu 1,20 m de lat, valoare 5 miliarde. Aia e investiții. Dar vorbești de domnul Vici, n-ai fost domnul. Ce deci ai investiție? Atâta vreau să Ai dreptate. Deci cu 1,20 m lărgești un pod de 7 m de lung. Așa, să te coste 5 miliarde. Și aici e 1700 metri pătrați de terier, care niciodată nu o să-l mai vadă. Și ca să-l transformi... Și o să aibă soarta clubului. Și ca să-l transformi într-o primărie, cât bani costă? Că așa te întreabă Curtea de Conturi. Ai făcut un studiu cât te costă? Adunat valoarea construcției cu valoarea reparației capitale și transformare ce e acolo? Eu... Cu toate avizele și cu toate treaba. Încă o dată vă zic, dumneavoastră aveți răbdare. Încă o dată vă spun, dumneavoastră hotărâți cum credeți, nu s-o buricul pământului, nu răspunde așa, dar consider că sunt unii mult mai multe lucrări care trebuie realizate din banii care i-am strâns în câțiva ani. Și n-ați făcut nimic. Și, da. Sunt domn primar, dar uitați că astea nu mai avem ocazia asta. Trebuie. Domnule, aici trebuie, să gândim. Dar eu nu zic că nu... Apă poate vine și la vară și ne rupi gabioanele. Domnule, faceți cum credeți. Dar trebuie, dumneavoastră ați luat-o de la final spre început. Iertați-mă, sau poate greșesc. Dar trebuia pus la masă să vedem, băi, trebuie și o expertiză. Ce nu poți să fie terenul gol acolo. Gol, să nu fie nicio plătire. Păi terenul poți să fie gol, teren gol să fie și ăla valorează aur pentru noi, că în vecii vecilor nu va avea așa. Dar nu, eu nu v-am oprit, domnule, eu n-am zis că eu nu pot să fac parte din comisia asta.
Din motivele care... Dar la ședința din decembrie, când am stabilit, cine va reprezenta primăria, unitatea teritorială la licitație? Nu v-a tot dar nu-i musai, dar nu-i musai să fiu eu, domnule. Pentru că când s-a cumpărat de la teren, de la... Păi m-am pus și eu la cale, m-am dus și eu și am vorbit cu alții mai luminați ca mine. Când s-a cumpărat terenul pentru stația de epurare, ce am fost noi, au fost de rândul consilierilor, nu au fost nici primar, nu au fost nici vice, au negociat. De exemplu, o instituție care verifică treburile astea îmi spune de unii până unii ați găsit dumneavoastră să puneți plafonul până la atâta mă duc. Aveți un studiu? Aveți un calcul la care reiese că vă puteți un calcul la valoare? Nu o să punem niciun plafon. O să dăm maxim cât e nevoie. Păi nu, eu nu vă opresc, domnule, doamne ferește. Pentru că n-ați considerat priorități niciodată până astăzi, când ne-am hotărât, până în decembrie, când ne-am hotărât pentru achiziția acestui imobil și teren din fața primăriei noastre, nu v-ați gândit că în școli, că poduri, ați avut excedent bugetar și în 2015 și în 2016 și avem banii. Dovada este că avem excedent bugetar. Așa a fost excedent bugetar. 28 miliarde și nu ați dat la adicție. A fost excedent bugetar pentru reparația asfaltului, pentru gabioane. Păi cum să faci dacă... În 2016, nu i-ați folosit banii ăștia. Păi că să-i folosești, domnule, dacă... Dar când a apărut problema asta, care poate beneficia generații întregi de la atestarea comunei a său, nu se schimba nimic. Dumneavoastră nu înțelegeți că eu, chiar să vreau să mă opun, nu am dreptul. Ce doriți de la mine? Nu, dumneavoastră încercați să ne sabotați pe toate părțile. Nu vă sabotez. Ba da, vă spun eu ce dorim. Deci dumneavoastră nu vreți să duceți la îndeplinirii hotărârii Consiliului Local. Că pentru motivele care le-am arătat. Lăsați motivele care sunt prioritățile. Atâta timp cât, în baza legii, hotărârea de Consiliul Local a contestat-o Prefectura Bacău, aveți obligați. Ați avut termeni care să o contestați, că nu vă convine. Trebuie să o duceți la îndeplinire. Păi duceți hotărârea la îndeplinire. Direcția juridică. Nu, domnule, ați făcut în timpul real termenul timpul care se aprobă. Nu ați făcut, domn primar. Vă spun și nu ați făcut, domn primar. Scoate un pic din legii, să vadă că aveați 3 zile de la data. Ba da, domn primar, este lege. Uitați-vă, nu, în 3 zile, domn primar. Da, 30 de zile. Și este semnat de juristul comunei a său și noi astăzi puteți să obțineți cât vreți. Nu să faci un studiu. Hai, da, azi. Adică mă gândesc că poate... nu știu, dar... Stați un pic, eu încerc să vă întreb ceva. Nu credeți că ar face obiectul unei anchete dacă domn primar e în conflict de interese cu subiectul ăsta? Despre ce vorbim aici? Nu ne interesează dacă în momentul în care a ajuns primar a pus declarația de interes. Păi declarația de interes. Eu nu mă iau după ce să iei în spatele meu, dar păi are declarația de interese care spune că nu e în conflict de interese cu asta, atunci se ducă la îndeplinire hotărârii. Păi poate dumneavoastră eu declarați un an de făcut declarația acolo și la terenul și clădire 31 de euro metru pătrat. Noi, noi unde, dar eu nu contez valoarea lui de actuală. Știm numai că nu să trebuie să o transform. Băi, domnule, dar o dărâmăm, dar o dărâmăm, o dărâmăm. Cum să o dărâmăm, vrei? Bați banii ăștia, să o dărâm, dar ce crezi că e acasă, la mine? Au ce-i problema dumneavoastră? Hotărâm noi dacă te-o dărâmăm, domnule. Deci noi, Consiliul Local, hotărâm dacă dărâmăm complex. Și vom răspunde în fața legii. Așa cum dumneavoastră veți răspunde dacă nu veți adică noi ne asumăm un risc, dumneavoastră nu vă asumați. Da, dacă trebuie, o dărâmăm. Dar nu trebuie, pentru că toate studiile care, la ochiul liber, să nu zic nu care... Nu ochiul liber, pune documente. Lăsați documentele, că am văzut eu ce fel de documente aveți voi. Sunt experți evaluatori, lichidatorul i-a pus la treaba lor. Nu trebuie să aduceți dumneavoastră să evaluați, să expertizați clădirea, înainte de cumpărare. Nu eu sunt obligat, pentru că nu-i proprietatea mea, a noastră. Atunci, dumneavoastră, aveți... Hotărârea spune, trebuie să achiziționați... Asta e o piesă de bază. Când te joci cu, când umbli cu banul public... Lăsați serios, serios, dar, domnul primar, îmi permiteți, vă rog frumos, când ați dat 1.800.000 pe apa a său, care a spălat apa într-o lună de zile, erau banii publici, știți? Și-au mers urma buldozerului care ședea vârful la piele. Și figurat cu atâta strat și n-ați spus nimic. Care să facă obiectul unei anchete. Atunci nu v-ați gândit că era banul public. Până face obiectul anchetei, vă rog să... Ați aprobat comisiile care o aprobat favorabil pe stadionul care există astăzi și planinitatea lui și tot îi varză acolo și nu erau banii publici. Bun, erau banii în alte fonduri europene. Cum puteți invocați? Sunteți incompatibil cu treaba asta? De unii dumneavoastră știți că ne ducem până la valoarea de... Nu ne ducem, nu ne ducem. O retragem, o modificăm. Eu azi am fost undeva și...
Știți ce? Aia e perfect. Pentru că era posibil, pentru dacă că noi cădem pentru de acord. Pentru că v-a dat discuții, zici, dar de ce ai dat atât? Domn primar, ai dat, în ce bază ai stabilit dumneata până unde te duci? Nu nimic că vă stabilim noi și plafonul. Domn primar, ați făcut un lucru bun. Pentru că era posibil să cădem de acord pe 3-4 miliarde și să ne trebuie 10. Ei, cu ocazia asta eliminăm plafonul și o să dăm 28 de miliarde și ne mai împrumutăm cât de 28. Nu e rău. Și o să răspund în fiecare chiar vreți să mă obligați să fac nu, ceva. Nu, trebuie să puneți în aplicare hotărârea Consiliului Local. Că nu pot să semnez. Dacă nu o să vă atacăm în asta. Vă semnați dumneavoastră acasă, pe prinsipă la dumneavoastră. Respectați hotărârea de Consiliul Local, care e aprobată de prefectură și în baza legii, deci spune aici, pentru negocierea și modalitatea de plată activului. Ați fost, aveți documente? Deci e negociere, nu licitație publică. Vorbiți cu lichidator. Ați făcut documentele negociere care... Negociere nu se poate face, administrația publică... Asta spuneți dumneavoastră, care cât ai știți, ați citit legea 85 și vedeți în 2014 ce spune cu lichidatorul, ce trebuie să facă. Păi citiți legea întâi, domn primar, că nu știți nici 215 ați dumneavoastră ce atribuții aveți. Adică cum? Un pământ de 1600 și ceva de metri pătrați cu 3 euro la evaluare. Face... Nu contează importanța așa, dar trebuie niște documente făcute ca să știi că... Nu aveți nevoie dumneavoastră de documente. Domnul voi, când am fost la Curtea de Conturi azi, am cerut audiență, da. Dar puteți să întrebați, ați dat, vă luați, vă întreba Curtea cu banii, cu Altonecu, vă întreba din ea? Da, da. Și ce ați răspuns? Păi, e treaba dumneavoastră. Așa, tot a Consiliului Local. Când o să vină, o să vedem noi. Lasă numai tot. Mai aveți grijă atâta din Consiliul Local. Duceți la îndeplinire hotărâri. Absolut. Și dacă sunt greșit, eu să răspund. Și răspundem noi, domnule. Da, domnule, o să răspundem. Și ducem noi. Când noi. Și așa consilierii răspund în solidar cu primarul. Cred că știți, nu? După lege. Primarul dacă semnează. Da, am înțeles. Dar-i treaba dumneavoastră. Aprobați-l-o, faceți-l-o. Pe noi nu ne interesează decât să puneți hotărârea de Consiliul Local în aplicare. Păi ca să punem o hotărâre de Consiliul Local... Și noi o să punem următoarea hotărâre și cu suc. Și cu asta bani. Da, așa-i propunerea. Așa-i propunerea. Uitați ce spune aici. Numai că a pus președintele Comisiei Economice, dar... Trebuie făcut ceva, domnule. La nivel de comună, toată valea asta nu există un cămin cultural, nu este tot primărie, dar nimic nu există. Hai să discutăm în o să fim condamnați noi de tineret, vine din urmă, domnule, trebuie nimic. Așa cum dumneavoastră spuneți, păi, cum spuneți dumneavoastră că eu nu am dreptate, de ce nu dați voi să vă spun pe unde am umblat ce mi s-a spus? Ce eu vreau în interesul să plătească cineva? Dar încă o dată. Dar vi se rupi inima acum. Dar chiar îmi vine să plâng. Da, vi se rupi inima. Bag seama că de clubul ăsta cu Angheluț aveți grijă cu miliardele. Deci din 2008, când o trântim prima să aici, când o trântim prima să nu știți valoarea din, nu știți valoarea clădirea, dar pe aia o aveți și noaptea o visați. Păi, dar o știu valoarea și... sigur că o știți. Uitați-vă în procesul verbal consilierii PSD, nici nu au fost de acord atunci. De ce vorbiți din aducerea minte? Păi, eu n-am fost în ședință, păi, eu am fost prin luna. Fost, dar nu a fost de acord nimeni, nimeni din Consiliul Local nu a fost de acord. Niciunul nu a zis că da. Da. Pentru că am trecut eu atunci de asta. Mata ești piesă rară. Da, sigur, normal. Da. Și mai aveți pe undeva păi, să nu mai interesați dacă hotărârea de Consiliu e bună? Lichidatorul trebuie să facă expertiza tehnică. Evaluarea tehnică trebuie să fie făcută de... cât costă și cât trebuie să... Tare, domnule, interesant. Dar ce crezi că noi cumpărăm primul linii? Domnule, raportul de evaluare făcut pentru bunul și evaluare de care? Economică? Bunul și imobile, imobile și mobile, domnule, din patrimoniul societății. Câți bani aveți să recuperați de la societatea asta? Dar asta e nenorocirea, că nu poți să scazi nimica din valoarea ei. Eu vă întreb pe dumneavoastră câți bani aveți de recuperat. De la societatea asta. 2 miliarde, nu? 2 miliarde. Păi cum ați lăsat societatea asta să nu plătească dările primăriei atâta mare de ani? Nu a plătit. Nu a avut de și ce demersuri ați făcut? Când astăzi nu doriți nici să vă duceți măcar să vă interesați. Din aceleași motive, domn Bobincă. Conflict de interes. Care nu se mai vrea a fi pedepsit. Că de asta au lăsat-o pe doamna să acumuleți datoria asta. De asta acum...
nu este de acord, domnul primar, ca noi să deranjăm pe cineva. Dar nu, nu e adevărat. În baza ordonanței. Dar hotărâți, domnule. Puneți pe altul în locul meu și hotărâți. Să ne prezentați notificările care le-a făcut lichidatorul. Puneți pe altul în locul meu și hotărâți. Lăsați dumneavoastră ce vreți dumneavoastră. Noi să ne răspundeți punctual. În baza ordonanței 85 din 2014. Prezentați-ne notificarea care scrie... confidențial, noi, de la lichidator. Nu are rost să ne certăm până la final. Eu am spus, vă rog să consemnați acolo și de aici acolo aprobați ce credeți dumneavoastră și vedem care este. Nu, noi vă întrebăm de ce nu vreți să vă faceți datoria. Dar fac datoria, vedeți-vă de treabă. Lăsați politica, s-o terminat alegerile. Nu facem alegerile. Politica aici și aici facem... alegerile, domnul. Nu, nu, aici nu veniți dumneavoastră să ne spuneți nouă că făceați podul la scaune și nu știu ce cu atâta mari de bănet, nu? Asta e proiectul, nu l-am făcut. Lăsați, am văzut cum l-ați aprobat. L-ați aprobat final, fără Dali, fără ce trebuie. Asta a făcut toți pași odată. Aia nu vă interesează că cheltuiți banul public degeaba. Da. Reveniți la hotărârea de consiliu. Dacă am înțeles care este fenomenul, reveniți la hotărârea mea. Păi la proiectul de hotărâre de astăzi, nu? Normal, dacă l-ați citit. Da, vrem să mai adăugăm doi membri, deci... Îi schimbăm titulatura. Asta nu este comisie de participare la licitații. Că nu schimbăm hotărârea. Deci asta cât? 79. Scrie, se acordă mandat primarului, viceprimarului pentru a reprezenta OAT-ul în derularea proceziției de achiziții. Da? Se va înainta, scrie clar aici, oferta de cumpărare către lichidator pentru negocierea și mod. Și să vă spun, domnul primar, că dacă tot vreți citiți, bine, vă spun eu. Vă spun eu așa, negociere directă să faci așa, lichidatorul vă pune la dispoziție. Lasă-ți, fă o pauză, să spun și eu. Dar nu știu de lat ideea, să pierde firul idei. Cum adică? Mă duc acolo, da? Și ei spun cât e. Și eu ce zic? Este o licitație. Păi o licitație, da. Ce o fie aia? Este un preț de pornire, domnul primar. Păi știu, domnule. Dacă nu dăm prețul de pornire, îi facem altă ofertă. Dar de ce să nu mergem pe prețul de pornire? Care e la UI? Că da, tipa ce fie așa se strie. Tocmai da, eu spun. Păi și atunci, unde te duci cu marja? Păi ăsta e prețul. Domnul primar, poți să-ți ofer cât mai mult? Domnule, dacă l-o scos ei la vânzare, de ce să ne ducem? Domnul primar, nu stați un pic, aici am intervenit, dacă mai sunt și alți înscriși. Dacă nu, dacă ești singur, îi oferi un preț mai mic. Asta e. Nu poți să dau 2 miliarde jumate, poți să dau 1 miliard. Păi dar nu vezi că dacă îi faci oferta aia, că te înscrii acolo, nu ai pus suma? Că ne spui tu că... Hai, deci minimul sumei care o pus-o ei. Deci tu trebuie să fii de acord. În documente care le-am primit, noi am fost de acord cu să nu-i dai mai puțin. Dacă sau cât e acolo aici să fie. Dar ei nu mai este nimeni înscris. Păi negociare nu-i voie. Administrația ce nu are voie. Dar dacă mai sus. Dar nu are altul nu scris. Eu ne-am urmărit eu la curte din cont. Trebuie să fie ca ofertat. Nu știu de ce-i vorba, dar te gândești că sunt acolo în ce și te apoci. Nu ne spune cât e ceva, doamna eu, asta. Eu pe unde am umblat, toată lumea zice că negocierea directă la administrația publică. Nu e. Ofertanță, zice, aveți calitate de ofertanță. Ziceți, doamnă, ce mă e, din legea achizițiilor publice și asta. Nu se supune legii achiziției publice, domnul primar. Atâta lucru să știți și dumneavoastră. Asta, cu achiziția de imobil și teren, nu se supune legii achiziției publice. N-aș citit-o. Asta se supune altii legi. Cum e, domnul? Dacă nu știi, vă spun eu. Păi, dar noi ne-am întâlnit să stăm de vorbă până la urmă, nu tot să facem. Păi nu, domnule, că de asta am inițiat un proiect, l-am spus pe masă și nu fiu eu aici. Nu l-am inițiat eu, domnule. Noi trebuie să vedem cine pune pe chidatorul. Mai uitați-vă odată. Calitatea lui de a scoate la chidatorul. Hai să ne punem de acord. Tot o luăm pe invers. Hai să ne punem de acord. Toată frica asta e și nu revoință, frica de plată. Îi sunt la șansă să luăm. Frica de plată. Dar nu zic să ne luăm, domnule. Dar hai să ne punem eu umblă iurea degeaba pe unde am umblat și tot ne-am lăsat. Bă, că nimeni nu mai... Domn primar, dați-ne legii care ne interzice să facem asta. Nu că interzice, vrei. Dar zice, nu poți să negociezi. Administrația publică, spuneți doamne, care legii, domn primar? Trebuie să fie transparență. Deci, în legea administrației publice locale, în legea 215 și 9, ne spune prin licitație publică. Deci, asta înseamnă transparență. Dar și direcția juridică sunt așa, și curtea de conturi sunt așa. Eu am spus la jumate din primăriile din țară, hotărâri de Consiliu,
cum se negociază, pe dați vă. De ce vă spun? Pentru că ordonanța care se face așa, se face negocierea directă pe aia supraofertare. Lichidatorul face supraofertare și în momentul în care eu care am negociat un preț cu el, pentru că am interesele mele sunt, am dreptul asupra pământului ăsta, că sunt în vecinătate. Sau nu vă mai interesează nimic să scăpați numai de ea. Da, să nu-i de interesat, nu mai... Ei, nu-i de interesat, nu, da. Că-i numai ca să ne găsesc pe noi aici. Dar dumneata nu dai voie să vorbească nimeni să spună. Păi nu, că nu știți ce să vorbiți, domnule. Dumneavoastră nu știți ce să vorbiți, nu vă interesează. Știți dumneavoastră. Atâta știți că nu mă interesează, eu nu mă bag în asta. Și pe când n-aveți nicio vină, este o hotărâre de consiliu și pe care numai... Auziți, hai să trecem peste. Cum adică să trecem? Nu, numai un pic. Adunarea creditorilor o să hotărască modalitatea de scoate. Deocamdată noi nu ne putem impune. Deci, după hotărârea 79 din decembrie, domnul Vici a făcut niște adrese, deci ne-am exprimat intenția de cumpărare către insolvent sau cum Dumnezeu îi cheamă din hotărâre. Și noi ați solicitat ca întrunirea adunării creditorilor, vederea, nu știu cum. Dar ei au spus, deocamdată ei trebuie să facă adunarea creditorilor. Deci și o să ne comunici modalitatea de... În cadrul adunării creditorilor, ei hotărăsc modalitatea de vânzare a imobilului. Deci noi nu stabilim. Ideea este că noi suntem în situație publică locală și noi trebuie să participăm transparent la o licitație publică. Deci în calitate de ofertanți. Transparenți în calitatea noastră de ofertanți. Adică... Asta e altă treabă. O licitație publică. Asta e altă, nici eu nu umblu nebun. Eu te împie, dar nu umblu deci nebun prin toate ușurile. Să întreb ca să nu intrăm în necaz. Da, e cum ai spus ceva sau... Discuți două persoane față în față. O să vedem ce să ne impun lor. Deocamdată noi trebuie să fim pregătiți acum. Să avem comisia care să... Doamnă secretar, pentru că sunteți în baza legii, lichidatorul a trimis la primărie ultima notificare, că el a mai scos o dată în ianuarie 2016. Aveți notificarea? Nu, ultima este. Ultima licitație. Când a fost? Sau că participam la masa credală, nu interesează primăria său. Nu, anul ăsta 2007. Dar bineînțeles, sigur, să fie. 2 miliarde de 250. De sus o dată 4 miliarde, 400 milioane, după aia 1 miliarde 800, doar știi cum. Când s-a închis dosarul de licitații la momentul ăla, atunci se intervine pe altă etapă. Și următoarea etapă e reevaluare. Nu, au zis că acolo nu se ia. După care se stabilește procedura de vânzare. Deci, firma a fost în insolvență. Legea insolvenței spune clar, lichidatorul este cel care stabilește modalitatea de vânzare a activului. Și care e modalitatea? Modalitatea este prin licitație publică, deci nu prin vânzare directă. Așa. Pentru că el a avut mai multe etape de licitație, prețul a scăzut cu 75-50%, dar e un lucru care e cunoscut de toată lumea. Și a ajuns la un plafon minim. Ori, sub plafonul ăsta minim, nu mai coboară. În situația în care nu s-a prezentat niciun ofertant, se vedea din nou procesul, care sunt niște etape. Licitații se organizează de la 20 până la 30-40 de zile, cu etape între ele stabilite dinainte, deci nu când vrea licitator sau când vrem noi. După cum spune doamna secretară și din informații pe care le-am, în primul rând, când achiziționezi un bun, trebuie să știi despre el anumite lucruri. Care sunt creditorii, câți dintre ei sunt menționați în cartea funciară, pentru că în momentul când ai cumpărat obiectivul, s-ar putea să ai o insatisfacție, să vezi că acolo mai sunt și alții care mai au pretenții la niște bani și sunt menționate în carte. Cei care nu sunt menționați, ei rămân pe gubaș. Probabil până s-o judeca, până vor obține ceea ce doresc ei. Deci, lucrurile ce sunt destul de clare. Lichidatorul este cel care stabilește și care pune în aplicare modalitățile de vânzare. Cât de importantă este construcția pentru noi, nu știu dacă chiar trebuie făcut un efort atât de mare încât să achiziționăm acest complex. Scoatem de la naftalină proiectul ăla de primărie, în aplicare că avem unde, și vor fi niște realizări mult mai bune. Nu ne vedem, domnule. Domnule ceva? La 4 euro un metru pe noapte, spui că e o valoare. Unde vă imaginați dumneavoastră o primărie în locul ăsta? O primărie modernă pentru anii în care trăim, cu parcări, cu utilitățile care le-a nevoie. Se pot face.
Dom'le, dar nu s-a făcut nimic de atâția ani, niciun studiu. Nu discutăm de ce nu s-a făcut. Hai să discutăm de ce vom face. Și cum vom face. Adică, dacă ți oferă la un preț dovedit bun, Dom'le, eu nu mă opun, eu nu mă opun și n-am nimic împotriva achiziției. Dar eu îmi spun punctul meu de vedere. Știm, dar nu... Da, eu nu punctul de vedere și hotărâi este o diferență foarte mare. A spus bine, lichidator stabilește, dar noi nu trebuie să ne pregătim pentru asta, dacă vrem să o luăm sau nu. Bun. După adjudecare, o să vedeți atunci cam ce etape urmează și cam ce se poate întâmpla. Atunci să facem o gogoșărie vis-a-vis de șumării. Și ca să pot să vă mai citesc ceva, deci din hotărârea de Consiliu, care a fost cu notă de fundamentare, să fie așa, documentația cadastrală 167/1, e la primăria a său aici. Studiați-o, domn primar, să vedeți dacă aveți exact ce trebuie aici. Clădirea este construită din două corpuri. Dumneavoastră ați dat avizele să construiască. Nu, dumneavoastră. Primăria a dat avizele să construiască. Documentația cadastrală, înregistrată aici. Verificați, domnule. Ce aveți de făcut? Aveți oameni la achiziție. Domnule, ia... Ce vorba? Ia după ce o achiziționez, trebuie să-i faci... Și atunci de asta zice, fă-i studiu, fă-i draci, fă-i joaci, fă-i... Dar dacă nu mă țipăm toți și facem... Nu țipăm, domnule. Nu am ce face. Nu mai treceți peste lucrurile astea simplu. Nota de fundamentare eu am făcut. Ei, na, că mă taie... Nici nu ați citit-o. Nici nu vă interesează, domnule. Nu vă interesează. Stai liniștit. Nu vă interesează, vă spun eu. Vă interesează numai lucrurile din care aveți interes personal. Restul nu vă interesează. Da, și așa ați zis că e complexul jumatea în eu, când e față, când e spate, când e sus, când e jos. Lăsați-a, că nu mai discutăm de așa, acuzațiile care... Cine fac acuzații? Haideți să terminăm odată discuția. Noi am adunat ca să stabilim, să suplimentăm aceea... Deci destinația lui care? Nu vorbim de destinația. Cine este nota de fundamentare? Achiziție. Da. Nu, da. Nota de fundamentare spune în ea pentru ce este bun. Da. Dacă nu, am discutat de atâtea ori aici, că putem face și aia, orice și aia, și aia, și aia, orice se poate face. Acum ne cramponăm că e primărie și nu-i bine primăria acolo. Apoi, Doamne iartă-mă, ca să construiești o primărie, cum spune domnul primar, îți trebuie 10 de miliarde. 2008 sau 9, o să faci în 2050 mai faci o primărie la asta. Haideți să fim serioși, vorbim pe pereți, așa, parcă suntem copii. Deci noi ne-am adunat aici să constituim, să suplimentăm, nu să constituim, acea acei trei oameni care au fost desemnați cu ducerea la îndeplinirea proiectului a hotărârii Consiliului Local din decembrie. Haideți să propunem doi oameni care să vină în sprijinul celor trei, că, domn primar, nu o să vă duceți acolo și dumneavoastră o să fiți pus în situația în care să nu știți, să ridicați din lume și noi să stăm mămâie. Noi vă sprijinim, să știți. Nu suntem împotriva dumneavoastră. Dacă dumneavoastră ne vedeți dușmani, că uneori, nu, uneori așa dar nu pare. E adevărat, nu, da. Nu, ați venit și ați zis că consilierii PSD nu au votat. Haideți, domnule, am fost un grup care am votat, nu ne-am spus punctul de vedere. Nu mă înțelegeți, că nu a fost vorba de club, domnule, în 2000. Mine, nu știu nu că noi eram consilieri, nu discut. Nimeni nu a fost de acord să cumpere clubul. Și am spus, pierdem vremea discutând, bătând apa în piu, haideți să suplimentăm cu doi oameni. Noi am făcut propunerea la comisia de administrare juridică, ca din comisia asta să mai facă parte președintele Comisiei de Administrație Publică, respectiv eu, și domnul Potoracă Paul de la Comisia Economică. Dar să nu fac parte și domnul Bobeică, care a inițiat tot. Domnul... Deci să nu fac. Mai bine propune, domnule. Adică un pas eu nu pot să fac. Și faceți și dumneavoastră ulterior o altă eu nu sunt consilier, nu pot. Nu, păi puneți un consilier de-al noastră să facă propunere, na. Și poate să fie oricine, dar noi am propus așa. Dar s-a propus ieri, domnule, problema asta. Da, și acum dacă mai sunt și alte propuneri la comisie, așa am discutat. Noi am propus și domnul Bobeică. Acum dacă mai sunt și alte propuneri, schimbăm, votăm și asta este, asta facem. Păi nu, dar dacă dumnealui inițiatorul, dacă dumnealui o să zici să nu fie și de sub noi. Nu are timp să reprezintă. Pentru că eu am gândit ca președinții comisiilor care sunt președinți de comisii aleși, ăia să pună, să ai de decizie. Mai calm, vreau. Pentru că hotărârea asta care este făcută este pentru... Așa este desemnat, dar am zis pot roagă pauze. Dacă nu sunteți de acord, dacă nu... Nu, votăm la interpunere și gata. Nu e nicio problemă. Atunci meargă domnul Bobei în locul lui pot roagă, că e inițiatorul proiectului. Să supune la vot, să facem propunere. Facem propunere. Inițiatorul sunt 10 consilieri. Inițiatorul este Consiliul Local 10 consilieri. Exact. Eu am făcut nota de fundamentare. Domnul președinte, domnul Poi a făcut o propunere. Acum dacă mai sunt alte propuneri, să deci hai să-i nominalizăm. Deci am spus,
Citiți hotărârea de Consiliu din decembrie, domnul primar, domnul viceprimar, domnul contabil șef, și cu cei doi care i-am propus noi la Comisia Juridică, am zis eu și cu domnul Potoracu Paul de la Comisia Economică, cu domnul Budacă. Aveți alte acolo? Domnul Budacă și așa era. Mai sunt alte? Dacă mai sunt și alte propuneri, și discutăm, ce mai? E tot una, numai să faceți. Sucrăm la vot, așa mă dar stați o că nu supuneți la vot. Mai avem și partea a doua. Păi este numirea comisiei, da, ce va așa? Da, asta e. Și evaluare scrieți da, în ea. Păi da. Păi ce votează, nu da. Supui amendamentul, cum vreți să numească, da. Proiectul, da. Că intrăm da, în titlu. Da. De evaluare? Da. Păi da. La păi nu evaluăm. Aici modificăm acolo. Păi cine poate evalua? Nu trecem. Nu de evaluare, domnule. Planfonul maxim pe care Consiliul Local ne mandatează pe noi să ne ducem la lichidator să negociem. Nu avem voie să gândești la plafon. Nu se trece acolo. Eu v-am spus astăzi, mi s-a spus, domnule, n-aveți competență să puneți plafon. Dar nu trecem noi plafon. Atunci zice că a spus atâta ca să aranjați. Dar noi trebuie să discutăm. Stai vreo lea că vorbește mai cambric. De ce să n-avem voie? Păi eu spun ce mi-o zis mie, pentru că nu avem competență, noi nu suntem evaluatori, nu suntem... Dar, nu dar domnul primar, adică noi ca și consilieri locali, nu putem să ne jucăm cu comisia, să ne putem ridica papul aici, nu cu plafon. Mandatăm comisia să negocieze sau să liciteze până adjudecă... Uitați cum o scrie Slănicu aici. Un leu mai mult decât ai luat. Da. Da, uitați cum o scrie Slănicu aici. Ia să vedem. Deci se aprobă suplimentarea prețului de achiziții menționat la alineatul 1. Aici scrie prețul lor. Prețul nostru este de 204 reformit. Așa. Se aprobă suplimentarea prețului de achiziții menționat la alineatul 1. La nivelul necesar adjudecării imobilului, terenul mai sus menționat, în condițiile menționării unui echilibru între prețul ofertat și prețul real. Deci nu zice, spune-o să stabilești un plafon. Da, ce-am spus, mandatăm comisia să... Păi și atunci, dacă am spus-o, nici asta nu a fost bună. Când am spus că nu trebuie un plafon. Că zice, dă naștere la discuții, dar cum bate eu. Deci trecem exact. Mandatăm comisia să formulare. Nu, dar până să ajudeți. Deci modificăm proiectul de hotărâri. Mai citești odată amendamentul ăla, cum e formulat. Deci, la ei era vorba de un teren în jur de 54.000 de lei. Deci, prețul de pornire a licitației este, vă redau exact ce scrie aici. E vorba prețul de un teren vizual. Prețul de pornire a licitației este de 54.000 de lei, fără TVA-ul, transmis de lichidatorul instant expert seriile Bacău. Al nostru se cheamă Ionescu și asociația. Prețul care l-a transmis. Ei, aliniatul 2. Se aprobă suplimentarea prețului de achiziții menționat la aliniatul 1, la nivelul necesar adjudecării imobililor, terenul mai sus menționat, în condițiile menținerii unui echilibru între prețul ofertat și prețul real. El dă acesta, mai dai un leu. Acum nu ești nebun să te mai dai un leu. Ca să-i faci lui aia. Cred că s-o rezolvă și asta. Da. Păi de asta. Deci pe mine de asta. Și până avem proiect de hotărâre. Deci să modific articolul 2. Da, da. Articolul 2. Da. Luați loc. Putem să punem la vot? Doamna nu știe... Hai să nu votează, doamna. Nu votează. Nu a fost, nu votează. Nu votează. Să punem la vot. Care e pentru și care e împotriva. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dogăriu 7. Eu nu mă abțin. Domnul Dezaoaru? Să punem în continuare. Nu, dar n-am văzut mâna. Nu, nu a votat. Nu, simplu. N-am discutat ieri în comisie. Mă, ne abținem. Nu mai ideea. 7? Da. Nu mai cu 3. Colegirea comisiei? Da. Nu e de acord cu colegirea comisiei. Fie dreptul fiecare să fie sau să nu fie de acord. Rămâniți în 3 și vă duceți. Ține. Împotrivă? Da, abține. Asta e cu 50 plus 1, nu? Că da, aici nu mai e 20. Aici e jumătate plus 1. Păi și atunci de ce să nu existeze comisia? Dacă aici e jumătate plus 1. Că nu stabilesc ei, stabilesc comisia. Să nu e așa? E majoritatea simplă, nu? Da. Se extinde și dacă ai 7. Păi sunt 7 din 10. 7 din 10. Din 3. 7 cu 6.
Da. Abținerile sunt 6. Domnul Traică, domnul Murianu, domnul 6 domnul. 6. 6 contra 7 din 3. Au trebuit să treacă numele. Da. Deci Ungurașu, Traicu, Pădureanu, Tăzlăuanu și Luca. Și 6, da. Și Dorea. Și Dorea. Da, următorul punct. Regulamentul cu ajutoarele de urgență. Privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarele de urgență, altele decât cele stabilite. Asta le-a studiat. Da. Proiectul l-a studiat ieri, dacă sunt probleme. Nu, la Comisia Juridică nu au fost condiții. Da. Supunem la vot dacă nu sunt. Supunem la vot. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului altă lucrurile. Da. Deci se aprobă cu... Asta-i tot. Hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul dur al anului 2016. Asta ați văzut. Deci da. E vorba de... Dacă e nevoie să chem pe doamna Cristina... Nu. Nu au fost probleme, nu. Supunem la vot. Da, în unanimitate se aprobă. Impozitul și taxă, domnul. Așa, asta e impozitul și taxă. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Asfă 81 din Anea pentru stabilirea impozitului și taxelor precum și a taxelor speciale pentru anul 2016. Da, prevederile legii 1 pe 2016. Da. Să abrog alea. Supunem la vot. Taxele extrajudiciare. Da. Să aprobăm în urmă. Cotizația anuală la ADIS. Da. La ADIS. Așa. Privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației la Salubritate, da. Pentru salubrizarea Bacău. Taxa de 2500 de lei. Așa e cum îmi am. Așa. Hotărâtă. Da. Supunem la vot. Se aprobă în unanimitate. Crucea roșie. În crucea roșie la fel. Așa. Supunem la vot. Adresa de la societate. Da, cotizația de... Da. Da. Așa de 2500 de lei. Și să punem la vot. Da. Proiect de hotărâre privind actualizarea comisiei locale. Nu, întâi proiect de hotărâre privind deprimirea municipiului Ionesc. Am rămas fără apă. Da. Dar n-am vrut să-mi scrie la început. Și... Deci să punem la vot. Da. Asta se, dacă suntem de acord cu... Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării comisiei locale de ordine publică a comunei. Rețeaua școlară. Rețeaua școlară înainte. Da. Proiect de hotărâre aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna Asfă în 2017-2018. Aici trebuie să vă spun eu ceva. Da. Probabil așa că piculeț expunea din motivea domnului primar, dumnealor interpretează altfel. Deci acest proiect de hotărâre l-am spus pe urmea de zi numai ca să-l pot înainte la inspectoratul școlar. Deci nu vom da o hotărâre aici, întrucât ei nu ne-au eliberat avizul conform. Ei consideră că documentele care le-am trimis noi pe 9 decembrie, uitați-i că nu mai știu. Da, l-am văzut aici. Așa. Nu este solicitare de aviz conform din partea Consiliului Local, drept pentru care nu ne-au avizat rețeaua școlară, nu suntem numai noi, este toată valea totușului. Drept pentru care acest proiect de hotărâre nu putem să-l, deci nu putem să dăm formă definitivă de hotărâre, pentru că va fi nul hotărârea. Fără avizul inspectoratului. Deci acest proiect de hotărâre... Dar haideți să o înaintăm cu asta, așa. Păi de asta l-am pus pe urmea de zi, ca să-l înaintăm în formă de proiect. Fără, da. Și ne dă avizul la ea și atunci îl aprobăm. Da. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Comisiei Locale de Ordine Publică. Acum nu iasă.
Aici am venit noi cu ceva propuneri. Da, comisia de administrație are... Da, am venit cu... Ați refăcut-o? Am venit cu câteva propuneri. Nu, are... Am venit cu câteva propuneri de amendament vis-a-vis de, de cei trei consilieri desemnați. Am zis că s-a respectat, după cum am constatat eu, principiul apartenenței politice mai degrabă decât principiul teritorial. Adică suntem doi de la Luncă, un sătuleț care așa mai micuț, așa problematic așa, așa și centrul nu are niciun reprezentant, Straja Ciobănușă nu are niciun reprezentant. Și ar mai fi fost o chestie. De la Luncă sunteți dumneavoastră, nu? Eram Buraș, eu și cu domnul Burașu, dar eu cad de acolo. Așa am stabilit. Da, așa. Și intre, da. Cine e? Și intre domnul Bobeică. Bobeică. De la centru. Cu Eugen. Cu Eugen. Cu Eugen, da. De la centru. Și zonă mare. Și mai e o greșeală de formulare acolo, doamna Sorina. Nu, domnul Vărgău nu e agent șef principal. Nu e agent șef principal. În primul rând, nu e, și nu e agent șef interimar. Este agent șef, șef de post de poliție interimar. Da. Deci asta e formulare. Da. Pentru mine mai greu. Eu am lucrat în domeniu și știu. Da, cu amendamentele, dacă sunt de acord, dacă nu, nu pune. Pune la vot, dacă sunt de acord. Da. De acord. Și să aprobă. Altul. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pază. Aici am venit. La primăria său. Da, e o greșeală de formulare din punctul meu de vedere și nu al meu, conform legii 333, nu este planul de pază al primăriei. Al comunii. Este al comunii în său. Pare rău. El a zis nu, că ăla discutăm în februarie, că e și mai discutăm un aspect. În preambulă este despre vederea primăriei. Nu, se vorbește foarte frumos. Dar asta e intra în cadrul planului cod de apărare a comunii. Sigur. Asta e obiectivul. Eu m-am uitat de planul de fază, foarte frumos organizat, exact pe structura care este indicată să face. În schimb, nu este planul de fază al primăriei. Și nu este constituit în baza articolului, prevederilor articolului 5 din legea 333. Mai degrabă eu vă spun că e în baza articolului 18, că articolul 18 din legea 333 spune așa. Nu în baza, așa mi-am notat aici, în articolul 18 alineatul 2, primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor. Deci nu ale primăriei, de asta spune. Dar și nălaltul spune care așa. Venit cu el de paza bunurilor. Și răspunde pentru întocmirea planului de pază așa. Articolul 18 cu alineatul 4 spune modalitățile de efectuare a pazei se stabilesc prin hotărâri de Consiliu Local. De aceea s-au pus discuții ca așa. După consultarea prealabilă, aici e o hibă pe care... Oamână! Deci el ar fi trebuit postat pe transparența decizională. Așa spune legea. Oamână, da, spune ce. Și de aia eu am avut obiectiv vis-a-vis de acest plan și am zis... Stați un pic că am restudiat treaba. Deci, planul de, deci, proiectul nostru spune așa. Plan de pază al primăriei. Avem un plan de pază al primăriei noi? Dar nu, legea 533 nu cere acest lucru de aprobare în Consiliul Local. Nu de pază al primăriei, domnul Neal. Eu am luat textul de aici. Planul de pază al primăriei. Planul de pază al primăriei. Primăria său are un plan de pază, întreb eu. Dar nu știu dacă făcut după normele metodologice de pază a obiectivului bunurilor, valorilor și protecției persoanelor. De ce vă spun? Pentru că planul de pază ăsta se avizează cu poliție. Poliție și domnul Nelu, haideți să vă spun că eu am și norma metodologică. Am studiat-o și eu. Dar lăsați-mă leacă ca să spun punctul de vedere unde este. De cine este asigurată paza primăria său? De poliția locală sau de agenți de pază? Aici este fondul problemei. De poliția locală. Că la secțiunea a doua scurt. Paza cu personal din poliție locală. Aveți angajați contractuali pentru poliția locală pentru asigurarea pazei? Nu. Pentru că scrie paza bunurilor deținute de autorități se poate asigura cu și cu personal contractual angajat al poliției locale. Și nu numai, la secțiunea 3 și cu paza sau al direcțiilor și așa mai departe. Secțiunea 3 și cu paza proprie, cu angajații primării. Păi, întrebarea mea este așa, dacă o asigurăm cu poliția locală, nu ne trebuie paza proprie din altă parte, angajăm personal contractual, că avem încă 4 posturi goale acolo. Avem angajat pază la momentul ăsta în primărie? Nu.
Cu poliția locală și cu personalul propriu. Nu. Cu... Personalul propriu, cum să fie, domnule, om de pază? Așa, când, domnul Bobic, dar paza primăriei nu face obiectul discuției Consiliului Local. Paza primăriei. Nu discutăm de obiectul. Noi discutăm în baza legii 333, care spune clar, se cheamă paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor. Da. Păi și nu discutăm strict de primărie. La primărie e problema primăriei, nu hotărăsc eu Consiliul Local ce face primăria, cum își păzește bunul. Trebuie avizat de șef. Noi vorbim de cum păzim bunurile în fiecare localitate. Deci, asta e comunia să o ia altceva. Da, da, haideți să terminăm pe ăsta. Și în cadrul ei intră și asta. Că iarăși ne hazardăm în discuții inutile, discutăm de baza primăriei. Eu vin după aia și vă spun altceva. Baza școlii este asigurată de cineva? O întreb în continuare. Că e obiectiv. Dar e inclus în baza, în planul de bază al comunei. Deci în baza. Și dacă v-ați uitat în planul de bază al comunei, spune la un moment dat că baza se face prin mijloace mobile, între orele 8-16, așa, și în afara orelor de program, ați stabilit dumneavoastră acolo. Eu am citit și ați trecut. Dar eu vreau să vă mai întreb un pas. Rapoartele de evaluare și propunerile de tratare a riscului la securitate fizică și control, le aveți? Pe ce, pe care obiectiv sunt făcute? Nu, domnule, obiectivul este primării, școală sau ce vreți dumneavoastră. Pe ce obiectiv este? Trebuie să fie obiectivul concret. Care este obiectivul? Primărie? Nu pe comună. Noi vorbim de comune totuși, nu știu de cine... Păi eu întreb încă o dată. Evaluarea și riscurile, la ce nivel sunt făcute? Pe ce obiectiv? Primărie sunt făcute. Păi dacă sunt pe primărie, primărie facem planul de pază al primăriei. Dar nu discutăm în Consiliul Local ăsta, domnule. Aia nu m-a avizat de Poliția Națională și m-a aprobat de mine. Atât. Pentru obiectivul primăriei. Adică păi dumneavoastră l-ați inițiat ăsta, că are expuneri din motiv cu raport de specialitate. Dar e pentru primărie, pentru asta, nu e pentru localitate. Am înțeles că este să fac unul pentru localitate, să-l fac în ședința următoare. Nu, planul este făcut, m-a trebuit modificat aici, nu e planul de bază în primăria său. Ceea este foarte bun, este avizat și de domnul. Al comunei. Este modificat. L-au avizat și domnul de la Brusturasa, de la secția 7, l-au avizat și Vlăduț, l-au avizat toată lumea. Dar formularea este... Aici e toată problema. Păi eu mai întreb o dată, plan de pază la primărie aveți? Nu face obiectul discuției Consiliului Local. Vai de mine, domnul, stau cu norme din față și cinez din el. Spuneți în norma. Dar vin cu rapoartele de evaluare de la primărie, de la Mănești și Dracu, nici alta mai... Chiar stâmpit de tot. Lăsați-mă în pace, oreacă, că doar nu chiar așa. Domnul Bobeca, hai să nu... Domnule, mai spun o dată. Comuna asta... A primăriei, a comunii, planul de pază a comuniei, e ceva, iar obiectivul primăriei este altceva. Obiectivul școlii e altceva. De asta se fac evaluarea riscurilor. Și uitați, am adus aici, am scos și documentele care stau la baza lor, domn. Și primăria cu cine se facă pază, domnul Bobeca? Cu personal contractual angajat în cadrul biroului de poliție local al comunei său. Păi să-l angajeze, care are patru posturi. Și vedeți să batem apa în piu, iarăși discutăm ceea ce nu avem. Discutăm, nu avem. Domnilor, în fața am un proiect de hotărâri, planul de pază. La Mâinești are poliție locală formată din 100 de oameni. Clar că are cu ce să-și facă paza primăriei. La Comănești are poliție locală și face paza primăriei din poliția locală. Dar cu 4 oameni, cu 4 oameni faci paza poliției. Păi haideți să ne înțelegem ce dorim. Deci inițiatorul a dus în fața noastră planul de pază al primăriei, nu al comunei. Nu, am spus nu. Formularea este cel puțin eronată. În baza articolului 18 nu vorbim de paza primăriei, vorbim de paza comunei a său. Asta am spus și cu asta am încheiat discuția. Ce Dumnezeu? Păi da, domnule, dar eu... Domnul ce stau în față? Acolo, în baza comunii este inclus și școlile inclus. Tot, domnule, dacă vă uitați în planul de pază... Dumneata, ești un specialist în chestii de apărat. Dacă vă spun în planul de pază... Domnul Cristo, veni cu un plan. Important și caracteristicile obiectivului. Și aici spunem cu tot ce este în comuna asta. Trebuie schimbat titlul atâta dacă dumneata... Titulatura este greșită. Și în preambulul deciziei care spune că s-a în conformitate cu prevederile articolului 5 din legea 333. Domnul, vedeți foarte bine pe ceea ce ne-a prezentat. Dumneata, spui foarte bine pe alt articol, pe altă... E chestie de titulatură, de formalitate.
normele de aplicare. La lege. Îl supunem la amânare. Oricum acest plan va trebui pus pe transparența decizională, pentru că așa spune legea. Îl punem la amânare și îl discutăm într-o altă ședință și am terminat. Deci să amână. Păi de 33. De 33, dar eu o indedicată să vă. Deci pus 33. Îl supunem la vot, pe amânare, dar... Pentru amânare. Trebuie... Nu am înțeles. Inițiatorul își retrage proiectul. Ori îl respingem, ori și-l retrage inițiatorul. Ce Dumnezeu? Nu respingem pentru că el trebuie postat pe transparența decizională și după aceea să-l discutăm. Și atunci putem să-l respingem. Păi domnule, haideți să ne spunem felul următor. El practic și-a propus să facă un plan de bază al primăriei. Dar dumneavoastră spune omul. Asta o neodată. Eu am studiat. Știu ce a studiat primăria din țara asta, toate își fac plan de bază al comunei, al orașului, al municipiului, asta... nu al unui obiectiv. El obiectivul poate să-și facă bază, bază proprie, bază jandarmerie. Nu mă înțelegeți de asta. Atunci, atunci se impune retragerea lui, pentru că domnul Cristi... Dar de ce spuneți retragerea când eu spun că noi n-am respectat, noi n-am respectat un articol care spune că el se păstrează mai înainte de a fi discutat în Consiliul Local pe transparență decizională. Nu l-am pus. Eu zic că trebuie postat și după aia reluăm. Dar domnul Vitalu și-o propus să-i prezinte, eu știu că poate să ne înțelege. Uite, întrebați-l pe el ce-o vrut să-i prezinte. Deci în momentul în care l-ați supus nouă ăsta, îl respinge. Dacă inițiatorul vrea să-și retragă proiectul și să-l supună dezbaterii publice, pe legea 52 sau 53 nu mai știu, e altceva. Noi nu votăm aici amânare. Nu există termenul de amânare. Arătați-mi în 215 unii termenul de amânare. Ori îl respingem, ori inițiatorul își retrage proiectul și îl pune în transparență decizională. Sigur, frate. Și am încheiat discuție. Păi nu suntem noi inițiatorul. Cine e inițiatorul proiectului? Ce scrie la inițiator? Primarul la inițiator? Păi cine scrie? Primarul? Cine e inițiator? Da, da. Retragem domnul primar. Propun retragerea. Și da. Să-și urmeze cursul și îl discutăm cu ședința următoare. Da, nu mai spui la vot. Da, aici. Au. Proiect de hotărâre privind... De fază al... Nu, transportului local. Păi da, pentru aprobarea planului de fază al transportului local de valori monetare aparținând primăriei Comunei Asău. Sunt probleme? Nu. Supunem la vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de pregătire profesională și de specialitate a personalului poliției locale. Aici au fost o serie de discuții. Moment, dacă îmi permite. Domnul Tătaru, la proiectul de pază a valorilor aveți analiza de risc? Da, la recasărie. Păi și unde o aveți, domnule? Este făcută la resurs umane, este. Toate analize de risc sunt făcute. Sunt făcute de evaluator, de ăla de la Bacol, de la Virisar, de la Păi, dumneavoastră n-ați trecut în document, în baza lui. Că nu vă dă nimeni avizul fără analiza de risc în baza legii acum. Înțelegeți ce spun? Păi asta este problema. Mă rog, dacă l-aveți, confirmă că este, înseamnă că poate să treacă mai departe. Mai sunt probleme. Spune-ne asta, nu? Pentru aprobarea planului de pregătire personală și dar nu are ce căuta proiectul ăsta de hotărâre. Acolo a stabilit că nu... Nu-i treaba noastră, nu primar se ocupă de... Deci asta prin timp cât acolo face referire doar la obiectivele pe care le... zilnic, săptămânal, trimestrial sau anual și nu implică cheltuieli, costuri, nimic, să nu face obiectul nostru. Dar așa că are o recomandare care aș face eu domnului Tutavu vis-a-vis de pregătirea profesională și de specialitate a poliției locale, aș recomanda un manual al polițistului local. E un manual. Manual al polițistului local. De undeva pe la primăria Panciu îl găsiți. Dacă rețin bine minte, cu foarte multe specii practice de acțiune. Eu cred că în planul de pregătire profesională și de specialitate a polițistului local, decât
Să spunem că în fiecare zi facem instruirea de 5 minute, că îi spunem cum să folosești tonful și cum să folosești arma și cum să folosești aia. Mai degrabă discutăm specii concrete. Foarte bun manualul, să știți, și apreciat foarte mult acest manual. Și pregătirea polițiștilor locali, nu știu dacă băieții la SAU au fost, de la Gheorgheni. Au fost la Iași 2 și la Gheorgheni 2. La Gheorgheni s-au făcut în special din acest manual. Da, o întrebare. Când o să puneți pe mașina poliției locale însemnele oficiale a comunei? Cristi. Am ridicat-o a nu știu câta oară. M-am săturat de ridicat problema asta. Ce? Stemă. Nu aveți treabă cu stemă. Pui stemă. Pui apărul sus, tot ce trebuie să am. Scrie în legea 155 însemnele poliției locale. De ce nu aranjați mașina? Să fie în regulă. Termen și vară. Stați, domnule Oleacă, dar aici discutăm de vară, iarnă, nu înțeleg. Să vă duceți, domnul Cristi, nu trebuie să vă duceți la semnă. Vă duceți aici arată, aici am pantă la poliție, la comunești. Acolo vă face și... Te uiți în norme, că ai văzut că e scris în mai multe. Scrie în norme acolo. Stabiliți un timp, un termen pentru rezolvarea problemei. Nu trebuie căldură. Deci să repare o mașină rupt în două. Bagă la garaj, la... La ședința următoare ne puteți da un termen? Să vedem nu, acum trebuie. La ședința următoare trebuie prezentată. La ședința următoare trebuie prezentată. Când venim cu doi trăsași al comunei, venim și cu mașina și cu mașina. Prezentată, da. O filmă. Păi, hotărâri pentru stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor unde contravenienții pot presta acces în fond losul comunității. Câte situații de astea am avut anul trecut? Una. Am avut una? Cineva de fapt. Și deci eu, unde-o prestat? O șansă. Da. A avut un accident de circulație și i-o dat. Băiatul umblă cu cablu TV pe asup, că acolo e altă societate. Da. Să punem la vot? Nu o să mai vină, poate, că să, da, să bate monedă pe treaba asta. Da, da. Să zbăgă ușurele, să nu-i mai bage monedă. Vizind aprobarea reglamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor în vederea atribuirii contractului de concesiune pentru bunuri proprietate de vama românească. Da. Celălalt din închiriere. Celălalt din închiriere, separat. Să se pune la vot. Așa. Stați un pic. În contractul ăsta de... Deci în preambul la hotărâri. Dumneavoastră n-ați ținut cont și de ordonanța 54? Deci ordonanța 54 din 2, regimul contractelor de concesiune, și cealaltă lege 213, care e cu proprietatea publică și, și regimul juridic. Că nu este trecut în hotărâri, nu aveți trecut. Aveți 50 trecut. Ordonanța 50, care e pe construcție, sau mă rog, sau 51, nu mai ți-o minte. Da, sunt două. Condiții concesiunii până la 41 și închiriere regională. Da, sau de mai mult. Dar concesiunea e? Da, mai mult. Construiești ce va fi. Cu drept din prieteniu. Da. Am notat. Mai ați notat? Da, da. 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 Sunt obiții? Da. Păi, poate ce am luat. Să punem la vot proiectul. În modificare. Da. În modificare. Și ăsta l-a fi pentru închiriere. Privind închiriere pentru bunuri proprietate privată în comunia sau. Asta sunt obiecții? Nu, nu. Să punem la vot. Cam asta e, nu? Da. Diversi. La diversi. Are și da. Nu sunt probleme diversi? Stai un pic, nu încep toată lumea odată. Am întâlnit întâmplător cu doamna Catrinuța, care a venit
Care a venit în ședința de consiliu? Da, voiam să discutez regula. M-am întâlnit întâmplător cu dumneavoastră. La pod, la partea cu decolmatoarea. Cu decolmatoarea. Și m-a întrebat să mai face ceva, nu se mai face, poate puteți să mai spuneți ceva. Așa Brenus, nu? Da, chiar au venit în grădină pe la ea, nu? Da, da, da. Așa auzi, că au acceptat de la început să facem un șanț, că e mai sus pe rău bouă decât... Nu nimic, decolmatoarea de la pod prima dată. Au venit chiar la mine acasă, dacă... A. S-a discutat. Acum iarna nu se poate. Păi bine, a spus că în primăvară se face. Și asta am spus. Da. Asta am spus și eu. Dar acolo trebuie, chiar luam eu cuvântul, dar am lăsat pe domnul, trebuie neapărat când se dezgheață să facem până și la val 50 de metri, cât aparține primăriei și într-o parte și nouă. Neapărat trebuie acolo. În val acolo? Scoți tot acolo. Mă țin eu poate. Trebuie avizul apelor, pentru că dacă umblăm la ăla, se lasă jos albea de la primar, port, acolo este, eu am făcut 17... Nu e nicio problemă. Tava aia e pusă de petrom, domnule. Nu-i pusă de api, nu-i pusă de nici. Acolo era captarea la stația de apă a său. Scoate, am terminat. Pum! Nu nimic, că s-a apucat acolo, aia trebuie scoasă. Dacă nu, eu mă mobilizez cu toți vecinii de acolo și o scot eu. Asta nu-i rău, da. Păi cum nu-i rău, dar hai să facem... Toată lumea vrea să fie frumos și larg, sub pod. Ăștia de la apele române spun că dacă umblăm la prag, rămân gabioane de la deal de el să mănâncă aluviunile și o să cadă jos. Domnul primar, și de ce să nu cerem... Acolo s-au luat 5 case în totalitate, una după alta. Da. În tot anul, când crește nivelul apei, este sunt probleme. Eu acolo vreau să fac casă la primăvară. Păi cum nu se poate regulariza acolo așa? Cum să nu se poate regulariza? Se poate regulariza, păi atunci, acum... apele române am fost... Doamnă, nu ziți că rompem orice, acolo miliarde de lei s-au scos acolo, că pot tem firmii care tot au colmatat și niciodată nu au făcut treaba ca lume. O fost tem firmii care au decolmatat acolo. S-au spalat bani cât o cursa său. Acum trebuie să se facă treaba cap-coadă. Aveți cuvântul meu, ajung până la București. Nu se mai poate, acolo s-au luat 6 case, nu 5, 6 în totalitate și nu s-au făcut decât gabioanele. Cum dacă se rupe la vale acolo așa, se decolmatează tot, nu se poate face? Pleacă podul, la podul ăla... De ce nu dați voie? Nu podul, că podul are 3 metri, 4 la adâncime. Doamne, am ajuns la o treabă, doar ferește, dacă mai vine apa, arunc care vine de la Bacopi, de acolo, mă duc și eu în pușcărie și arunc unul pe apă ca să fac ceva acolo. Băi, de atâția ani, doamne, din 92, noi am avut probleme acolo și niciodată nu s-a făcut treaba ca lume. De spalat bani s-a spalat, dar niciodată nu s-a făcut treaba ca lume. Ce spalat, vrei? Când s-o? Cum? Doamne, ieri firme au fost acolo care au trebuit comandat. Nu ți-e pacă, nu ești în târg aici. Păi nu sunt târg, vorbești, nu se poate, nu se poate. Pentru că există niște oameni aici care nu suportă fiecare togălăgie. Păi dar n-am fost cu inginerul șef, domn Maftei de la APE, împreună cu domnul vice. O zone, nu umblați la el. Trebuie să-i facem scrisul. Că dacă umbli la pragul de fund, se vor duce aluvionele frumos, dar are cine mai ține. Și la un dat o scadă parte din investiția din gabion. Acum ce acum ce ori vine apa mare și ei casă, ei casă. Ce ne? Drept la capul nici nu sunt, nici nu au pus. Care-i soluție? Ei ce spun că putem face acolo? Acolo nu au pus un bine. Decolmata podul că se duce dacă e decolmata. La sigur de cele. Eu l-aș trăca și mâine. Să se regulariza când s-a făcut stația de apă. Acolo, până astăzi suntem, suntem tot din comunitate. Dar ei când au făcut amenajamentul ăsta și au pus gabioane, ei au luat în calcul pragul de fund. Așa ne-a explicat. Care e acum, actualul. Da, domnule, acum și face ieri. Dacă ți-l luăm în jos, ar trebui să facem gabioane. Nu, dar n-am făcut nicio hârtie. Dar cum e dumneavoastră? Facem o hârtie și chemăm la fața lor să ne descris. Și gata. Trebuie să facem, păi acolo așa... Acum dumneavoastră, puneți-vă... Dacă îl sparge, auziți, dacă îl sparge cineva, e cum e. Dacă îl spargem noi... Da, pentru noi știi cine era avantajat? Să mai faceți încă o hârtie la ISU, semnată de toți vecinii de acolo, da. Întrucât la prima viitură, în primăvara... Eu dai lui domn Vici și așa, punem unde. Și semnați de toți vecinii de acolo și iar îi chemăm la fața locului să ne dea... Și atunci apele ei trebuie să dea socoteala lui ISU, că vin specialiști. Da. Pune semneze... Atâta oameni au fost acolo, 6 case luate în totalitate. Puneți semneze, 3-4. Ar fi și luate din plin, deci asta ar fi cel mai acum, că iarnă și... Semnat o hârtie cu toți vecinii. Dar nu e musai la ISU, să o facă și o trimitim noi la și noi. Cu rugămintea să prezinti o comisie, că o facem la domnul prefect, că-ți vine întreaga comisie. Păi da, dacă e semnată cu toți vecinii, foarte bine. Cu apele române. Da, e foarte bine. Păi da, asta e foarte bine. Nu pot să iau eu decizii viceprimar să mă duc să mă bag acolo, până acolo, până apă, să spar chestia aia, înțelegi? Dacă asta nu e de
de competența unui om. Da, acum așa. Înțelegi? Metodele care așa ea... e, decât să extinzi podul cu o căsoaie. Da, cum ai zis? Păi mai ieftin să-l strâce acela. Te lași în jos. Ca să te apuci să-i mai faci încă o pilă, adică, da. Dar nu poate nimeni să se... Acolo sunt mișcărași unghiul. La vărsare e unghiul mai mic ca la intrarea de la apă. A fost când s-au clădit atunci așa stația. A fost podul CFC. Nu, e podul CFC. Și acolo a intrat 3 metri. Da. Da. Mai e... Nu, asta ce trebuie. Avea și la Ciobănușa acolo să vedem cu trecerea din pietonul la completul. Se întâmplă multe cazuri. Se întâmplă multe cazuri. Să facem o adresă undeva, domnule, să vin să fac o trece pietonul acolo. La complex. La cum trebuie neapărat. Pietonul ăștia cu viciul. Și m-am gândit eu că mai e o situație în asta. Să pune limitatoare de viteză, dâmpurile alea. Cine e de bună credință să respecte viteza în locul național. Drumul național, nu e al nostru. Dar mai e situația asta și pe Asăul, în fața școlilor unde o zbura cu mașina, fix în fața școlii s-o dus în grădini. Dacă nimeneam partea asta, l-alte intra în curtea școlii. Păi, dacă ești de bună credință, n-ai decât să reduci viteza, că îți permiți să mergi la 40 ori în fața unei școli. Control. Ce și acolo trebuie să oprească. Nu, nu se uită, doamne, și cum trece, doamne, pe aia îmi vine de într-o zi să pun niște pare acolo, la complex. La complex, în dreptul complexul, doamne. Și de ce mai mai o cu niște analize la apa asta, la fântânele. E, nu știu, chiar vă rog, încep. Păi, poate face mai mult de publici, numai la fântânele publice. Publice, doamne, la fântânele. La fântânele publice, da. Le avem la stradă. Știți când costă? Le ca un milion de euro. Noi suntem așa și gospodării care ne alimentăm din rășetări și vrem și noi să ne alimentăm. Uite, când ești vin, că am mai fost la Bacău și ca să fii mășor, am luat noi la direcția sanitară sticle sterile și trebuie să iei și în două zile trebuie să o duci, că dar vrem și noi să ne alimentăm. Deci, să mai vedem cine mai e. Bă, ce mă, cum nu știu ce faci? Să la primărie. Am două săptămâni. Eu? De numai. Deci, mi-aș făcut ceva de la primărie. Până la urmă au fost niște discuții, care porcării acolo, nu știu ce. Păi... Și, dar n-avea, avea un porc vietnamez și unul istitel. Și de atunci, de atunci preoteasă, în fiecare lună ia probă de apă, plătește. Așa și afișează o hârtie băgată în țiplă, că e bună de consum. Luăm și noi probă de apă. Aici și sănătură e bună? Păi asta am spus, că aici trebuie să fie același lucru. Cine a zis? Adelan. Care? Care? Sunt nici să vină la care nu fost aici. Pe mine, mă, de la personal. Dar și acolo de eu nu mai de acolo. O să luăm, deci până acum 2 ani făceau probe cei de la Petrom. Pentru că renunțasele la contractul pe care l-aveau cu izvorul, cu aparatele alea lor. Cum ne zice? Cel mai bun. Așa, și veneau într-o zi... Nu merge cu aparat, trebuie să-i dai... Dar nu există aparat. Iau autorizație de analiză, de analitează ouă. Aparatul arată numai... Trebuie să-i dai o mașină cu vreo 20 din... Fiecare lună vine și ia de la... Frate, dar ce faceți? De la stații și ia de la bucătărie, de la noi. Ia probe. Dar nu i-am mai văzut și nu mai fac probe. De păcate nu s-au mai luat probe de cel puțin noi am. Dar e greu de presupus că acolo sunt infiltrații de strântură. Acolo unde ziceți dumneavoastră sunt în continuare. Nu are numai un port de la nu m-au un port de la miezat. Eu așa am mai spus. Au fost sus acolo. Are? Are furci, are voi, are voi. Păi dar aici... Înseamnă că de asta e în fiecare lună. Păi sigur, ca să-i liniștească pe oameni, dar acum nu știu. E adevărat. Ai porcat, trebuie făcut o vorbă cu foarte multe lume. Și pentru un milion și ceva, pentru că o să-l apărăm. Uite, știi, eu vei dă de la oameni. Dar nu, trebuie luate în început de săptămână, când două zile trebuie să o duci. Da, da. Și trebuie să luăm toată comuna. Nu, nu, hai, nu.
barem, 5 fântâni pe an, pisării, are mare sulă. Păi și eu ce zic, nu mă dă așa, că vreau să întreb, mă ești tribuna de acel lucru. Păi sunt probleme diverse? Da, lucrează cineva pentru extinderea iluminatului public, stăpânii și noi lăpea, zis în Doftean, a zis că e o stradă din Germania. Nu știam ce se întâmplă, am venit și azi noapte, tot stâmp cu stâmp, bec cu... Și nu, și nu numai. Lăp cu leduri și cu astea. În parc ai fost? Unde? În parc, n-ai fost? Nu am fost, dar am observat... Care parcul, pe malul Trotșului. Pe malul Trotșului. Am observat că e foarte, foarte iluminat. La noi ce măsuri să facă în sensul ăsta? Pentru un proiect, pentru... Avem o strategie în sensul ăsta că... De exemplu și ieri. Avem o luat la 10 stări. De rândul trecut, am solicitat să ne aducem și nouă regulamentul de iluminat public. Aprobat de Consiliul Local. O fi uitat. Da, să solicităm acum să fie. Că vedeți că este iluminatul public în baza unei legi. Și avem regulament aprobat. Aolea. Ai de treabă acum. Trebuie. La ce vă ne-o știu? La 3-4 stâlpi unde? La 5 sunt. Nu o strajă mai des. Și serviciul public care se dă în delegare de gestiuni. Mai avem o formă de un proiect în care o societate ne-a trimis o ofertă, chiar și ieri o sunat, prin care să ne facă iluminatul publicul, dar în schimb să întinde pe mai mulți ani costul, și acolo arată că se amortizează în 5 ani. Trebuie să începem de undeva, nu? Dar trebuie să rămânem pe loc. Vor fi în 5 ani, 4, 6 ani, noi suntem acum mulți ani. Trebuie să ținem și noi pasul. Dar odată ce am văzut că ăștia, știi cum e? Strada, băi, ce se întâmplă, s-au prins și eu am vrea, și m-am dat stâlp după stâlp și au lăsat. Trebuie să țineți cont, abia acum trebuie să țineți cont de aspectele specifice. Ăla este iluminat, făcut pe stâlp, pe sistem de iluminat public, separat, ăsta e combinat. Mă gândesc că dacă sistemul de iluminat vorbește, domnul primar, să specialiști vin în, vin în sensul ăsta, să facă ceva ca asta v-am spus, uitați-vă și aduceți-ne. Mă sună mâine iar. Aveți Sofia. Sistemul de iluminat public trebuie să aveți atât număr de stâlpi, atâția contori, atâția contori de măsurare a energiei. Trebuie să aveți foarte multe lucruri. 15. Ia vedeți-o dacă aveți făcut asta. Păi trebuie să aveți, că trebuie să plătiți curentul. Unde sunt poziționați Consiliul Local? Vedeți, ai direcția, a ce mai bine, un telefonic. Da. Telefonic, să fie anunțat. Domnul Dorel Țuțu nu a fost anunțat. Dar bine de postat și pe site-ul primăriei. Și poți să fie anunțat. Putem și studia în același timp. Te poți ai timp. Mai găsești, mai cauți, mai una altă. Așa vii în fața faptului că vii la comisie și găsești joi. Și nu mai e mult să șterte hârtie. Astea fiind spuse? Da. Deci asta cu iluminatul mâine sună din nou, o fiar probabil. Dar să ne întâlnim câțiva ieși, să ne întâlnim câțiva, să discutăm cu toții, nu aiurea. Așa, fac, că sigur fac după un an, noi deja i-am trimis factură de consum.